Hello, salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou vlog. N-am mai făcut de foarte mult timp un unboxing. Acum ceva vreme, adică vreun an de zile, începusem eu să fac un fel de unboxing pe partea asta mai tehnică, pentru că mi se părea așa foarte interesant, cel puțin pe mine mă pasionează partea asta mai tehnică a lucrurilor pe care mi le cumpăr. Am făcut un unboxing de lavalieră, adică fix asta pe care o port acum. Am mai făcut un unboxing de mini trepied din acela pentru telefon. Sunt toate pe canalul meu de YouTube. Cu ocazia asta vă reamintesc, dacă n-ați dat încă subscribe, să o faceți. Și am mai făcut de asemenea la acest ring light care se află fix acum în fața mea. Și acel unboxing chiar a mers foarte, foarte bine, adică na, caută lumea genul ăsta de conținut și am zis că dacă tot mă pasionează și îmi place să vorbesc despre astfel de lucruri, de ce să nu mai filmez un vlog de felul ăsta. Așa că astăzi, după minunatul Black Friday, care cumva nu se anunța a fi atât de productiv, dar o să vă povestesc imediat cum s-a întâmplat, să îmi iau acest minunat laptop HP. Până acum am avut laptopuri de la Acer și m-au ținut ani buni de zile și ok, un telefon. Ah, da, și am făcut și unboxing-ul acestui telefon, un S20, din nou se află pe canalul meu de YouTube. Și cum spuneam, am avut Acer, acum aș fi optat tot pentru un Acer, dar cumva uitându-mă mai mult pe site-uri și cântărind anumite aspecte ale laptopurilor, anumite specificații mai exact, dar și prețul în sine, am văzut că ăsta ar fi fost cea mai bună opțiune. Așa că, din nou, telefon, numai puțin. Așa că, iată-mă, am făcut comanda vineri seară, adică fix de Black Friday. Anul acesta, de fapt în fiecare an pică într-o vineri, dar anul acesta a fost pe 12 noiembrie și am, ca asta voiam să vă povestesc, am avut perfect funcțional până pe data de 12, așa cum ziceam, noiembrie. Am avut perfect funcțional laptopul meu pe care editam vlogurile, pozele pe care scriam, pe care l-am tot folosit în ultimii cam 10 ani, 9 sau 10 ani, pe acolo. Și s-a gândit el așa să-mi dea niște semne că o să crape. Și asta se întâmpla pe la 1 ziua, 1, 2, ceva de genul ăsta. Și până la urmă seara s-a închis, în sensul că display-ul s-a înnegrit absolut tot, deși răspundea cumva la comenzi, se auzeau niște erori pe acolo atunci când apăsam niște taste. Am zis ok, înseamnă că o fi obosit, hai să-l opresc din buton. L-am oprit din buton și în momentul în care l-am redeschis, placa video părea că nu prea mai există în acel laptop. Și am zis, hai să mai umblu la setări, că poate, cine știe, nu se mai putea. Se vede destul de urât și, bineînțeles, că era nefuncțional pentru ce aveam eu nevoie. Pentru că încă se aprinde, încă pot intra să-mi salvez niște date, niște imagini sau ce mai am eu pe acolo de salvat și de mutat în hardul extern. Dar, în afară de asta, nu mai pot eu știu, edita videouri, ceea ce mă interesează pe mine, cred că cel mai mult și din punctul ăsta de vedere, HP-ul ăsta pe care l-am cumpărat acum și despre care o să vorbim imediat, chiar stă foarte bine. Cu ocazia asta îi mulțumesc laptopului pe care l-am avut înainte, că m-a ținut atât și că a avut decența și bunul simț și se pare că se atașase și el de mine cum am atașat și eu de el. Da, a crăpat fix când l-am găsit pe acesta la reducere. A fost o reducere de Black Friday. Mă rog, ei spuneau acolo că ar fi fost vreo 5.000 și ceva. Oricum, mai multe date, o să vă las un link în descriere către modelul ăsta și mai multe detalii de ordin
super tehnic veți găsi acolo, dar vreau așa să vă arăt într-un scurt video, sper să nu mă lungesc foarte mult, pentru că nu asta este ideea, ci pur și simplu voiam să vă fac un update, așa, cam ce am mai făcut eu și ce am găsit de Black Friday, pentru că, așa cum spuneam încă de la început, nu îmi propusesem să-mi cumpăr nimic în mod special, dar adăugasem vreo 2 sau 3 produse la favorite ca să le urmăresc, să văd dacă într-adevăr, domnule, există acele reduceri wow pe care le tot anunțau cei de la DPMag, pentru că DPMag l-am luat și până să-l pun în coș și să-l și plătesc, am reușit să fac așa un mic research, deși eram și în timpul programului de Black Friday, am avut cumva o zi de muncă de dimineață până seara, în fine. Și printre picături am reușit să fac un mic research, măcar din punct de vedere al prețului, să pot să știu că nu este o făcătură. Eu știu să fie pe alte site-uri mult mai puțin și să spună Emagul, uite, ăsta este 5200, ia-l de la mine cu 3200. Și într-adevăr depășeau cam pe toate site-urile 5000 de lei. Și atunci prin alte părți, mi se pare că l-am văzut la Altex la vreo 3500, ceva de genul, și am zis că da, deci este în regulă, cu atât mai mult cu cât între cardul de rate și EMAG există acel consimțământ cum că îl poți achiziționa în rate fără absolut nicio problemă, așa că am trecut direct la treabă, ceea ce vom face și noi imediat. Gata. Trecem la despachetat. Bine, eu l-am primit astăzi. Și despre asta voiam să vă povestesc. Oarecum așa, să vă aduc în atenție faptul că am făcut... Ok. Am făcut comanda vineri seară, cum vă spuneam, și am mai făcut și altele despre care o să vorbim în următoarele clipuri, pentru că acum am pe ce să editez și o să editez, cred că, din ce în ce mai repede și mai bine, nu că celălalt era chiar atât de praf, dar săracul, cum spuneam, avea deja niște ani vechime și l-am luat vineri seara și l-am primit luni. Am optat pentru, nu pentru Easybox, am optat pentru livrarea prin curier, pentru că așa mi s-a părut mai în siguranță, pentru că îmi doream să mi-l ofere cineva, așa, la modul ăsta, uite, ți-a venit laptopul. Mă rog, între timp, cred că ați văzut că am scos acești cumva bureței. Da, sunt bureți, nu e celuloză din aceea clasică, a avut pe colțuri. El, cum spuneam, a venit prin curier astăzi și l-am desfăcut deja pentru că voiam să văd dacă se aprinde, dacă este întreg, dacă este, eu știu, cumva resigilat sau dacă are vreo problemă pentru a-l returna. N-a avut absolut nicio problemă. Și ce pot să spun de la început este că arată foarte bine, da? Știți glumele alea cu femeile pe care dacă le întrebi ce mașină vor, îți vor spune, sau ce mașină au deja, îți vor spune că e roșie sau o chestie din asta? Așa și cu mine acum cu acest laptop, chiar este impresionant din punctul ăsta de vedere, are niște finisaje foarte, foarte faine. Este un laptop pentru gaming și în general, dacă vreți să vă apucați de treaba asta cu YouTube, vă recomand să vă luați un laptop care este cumva dedicat gamerilor, tocmai pentru că asta înseamnă că au o placă video foarte, foarte bună, de cele mai multe ori și un procesor foarte ok, tocmai ca să se încarce niște jocuri la o putere care consumă niște resurse foarte mari. Așa că, da, cam ăsta e el în momentul ăsta. Așa arată pe din afară. Mă gândeam să schimb unghiul de filmare și să vă arăt așa de sus cum filmează oamenii în general, un mini buhnic, așa, să fac aici un... Nu, nu este cazul, este pur și simplu o prezentare. Vă ziceam de ring light, uite că se vede, se reflectă în display. Așa arată el și fără aceasta are o așa tastatură care este și luminată și luminoasă. Este deja cu verde colorată, iar atunci când îi voi da drumul, o să vedeți că se aprind niște LED-uri și are niște finisaje foarte, foarte drăguțe, așa cum vă spuneam. Și oricum o să iau niște detalii ca să vă pot arăta
mult mai bine despre ce este vorba. Ce mi-a atras atenția a fost și zona asta de difuzoare. Este, mă rog, n-am reținut chiar toate specificațiile, o să le citesc la un moment dat, de pe un manual din ăsta de utilizare, ca să fie mai ușor. Dar citisem la un moment dat că este stereo, ceea ce e foarte, foarte tare și chiar mă gândeam, de fapt sunt curioasă cum se aude. În cutie am avut, după câte ați văzut, laptopul, bineînțeles. Avem și ceea ce se numește partea asta de alimentare, ștecăr și... cum se numește asta? Încărcător. Și încărcător, da. Ce ziceam că fac aici? Un unboxing pe partea tehnică? Da, am avut fix un lipsus, cum s-ar spune. Un lapsus foarte drăguț, da. Încărcătorul, deci laptop, încărcător, care are și un astfel, o astfel de cutiuță, un cutioi. Îi spuneau la specificații acolo că, din nou, ceea ce mă interesa pe mine era să văd și cât m-ar ține bateria, pentru că celălalt nu mă ținea nici măcar o secundă. Deci în momentul în care mai venea Betty pe lângă mine și mi-l scotea din priză din greșeală, se stingea imediat. Mi s-a întâmplat și când editam vloguri, când erau puse la exportat și se întrerupeau și la revedere, gata, ăla era. Trebuia să iau de la capăt tot procesul, însemnând tot procesul de exportare și ținea destul de mult. Așa că, spre deosebire de baterie, care nu mai ținea absolut deloc. Nici măcar o secundă, cât să-l scot de aici și să-l bag dincolo. Era ca și cum la televizor, îi oprești alimentarea și la revedere. Și mă uitam despre ăsta, citisem că ar ține 6 ore bateria. Și mai avem niște instrucțiuni. Instrucțiuni de configurare, mă rog, în care efectiv te învață cum să îl bagi în priză și să apeși pe un buton și să îl aprinzi, efectiv. Și mai am, cred că un fel de garanție, un fel de, mă rog, program pentru nu știu ce, hârțogăraie. Oricum, partea de garanție și toate cele, cred că se găsesc și pe site, pe mag. Sper să nu fie nevoie, cel puțin așa sper și așa cred, pentru că n-am auzit, n-am mai avut HP până acum, dar nici n-am auzit lucrurile despre ele, așa că să fie într-un ceas bun și să îl folosesc multă vreme de acum încolo, să mă ajute mai ales pe partea de editare video și sunt... și să știți chiar că tot ceea ce vedeți astăzi aici a fost editat pe această ustensilă minunată și da, de-abia aștept. O să fac o mini recapitulare și apoi trecem la partea de instalare Windows. Și apropo de asta, deci, ca să facem un unboxing până la capăt, așa cum se face, în cutie am avut laptop, 3 hârtiuțe din astea și un încărcător despre care nu mi-aminteam cum se numește, asta este. Și vom trece în continuare la partea de instalare Windows. Am aici un stick cu Windows și voiam să vă spun de asemenea că... mi-am cumpărat licență Windows. Nu că ar fi ceva neapărat de subliniat, dar poate vă este de folos ca să nu mai stați cu Windows-uri activate cum am folosit multă vreme până acum, să nu mai stați cu tot felul de notificări, să dezactivați update-urile pentru că Windows-ul nu este chiar cel care trebuie. În fine, puteți să cumpărați, există, cred că o să vă las link în descriere cel mai bine și către acel site, cred că de pe cel.ro, dar o să vă las mai sigur un link în descriere ca să căutați acolo, pentru că există licențe inclusiv de la 31 de lei, licențe perfect funcționale de Windows pe viață, gen, dai 31 de lei și ți-ai cumpărat o licență și nu te mai doare capul, în sensul că îți faci update-urile la zi, de fiecare dată când îți apare un update pentru securitatea Windows-ului, pentru, eu știu, diferite bug-uri fixate, că, na, vremurile evoluează sau pur și simplu se îmbunătățește această variantă de Windows, pentru că mi-am luat un Windows 10, n-am avut încredere să-mi iau Windows 11, pentru că
mi se pare că încă nu e atât de bine testat și nu e atât de stabil. Nu știu, n-am folosit până acum, nu știu care e interfața, dar cel mai bine am zis, ok, pe Windows 10 am lucrat excelent de-a lungul timpului și vreau o licență pe varianta asta, așa că trecem la instalare de Windows. Gata, în sfârșit i-am cam dat de cap, ca să zic așa. Bătăile de cap au venit din cauza unor, mă rog, neînțelegeri, să zic așa, pentru că, bine, nici n-am mai instalat Windows-uri de foarte mulți ani chiar, pentru că nu a mai fost nevoie, dar nu găseam placa de rețea de wireless și m-am tot uitat la tutoriale, au trecut între timp vreo 2 ore de când ați văzut partea aia cu instalare de Windows propriu zis și la un moment dat m-a întrebat Windows-ul dacă vreau să mă conectez prin cablu la internet pentru a face el niște update-uri necesare, pentru că Windows-ul cred că era de prin 2018, cel de pe stick-ul mic, și automat mă bazam pe faptul că oricum își va face el update-urile, va veni la zi în 2021, hello, și nu am conectat din prima laptopul la internet prin cablu și m-a mai întrebat odată, bună Sisi, dacă sunt sigură că așa, și zic da, mergem mai departe și l-am setat cu numele, mă rog, ați văzut și partea asta și la un moment dat, ok, bine, merge internetul, dar ce fac mai departe? Am mers în setări, nu o să intru foarte mult în partea asta de detalii tehnice pentru că e foarte posibil ca pe multe dintre voi să vă, și pe mulți dintre voi să vă pierd pe drum la toate detaliile de genul ăsta. Găsiți tot felul de tutoriale pe internet, dar ce voiam să vă zic legat de partea asta că ar trebui instalate driverele. Am intrat pe suport cu 2p, support.hp.com, mă rog, /raw-n drivers, bla bla. Dacă scrieți drivers HP, cred că fix primul rezultat vă conduce către site-ul ăsta. Am instalat un mic programel pentru a detecta automat site-ul, produsul meu.
mi-a detectat faptul că acesta este un HP Pavilion 15.6 inch, gaming laptop, PC 15, cu tot codul pe care probabil ori l-am pus în descriere, ori direct în titlu, încă nu m-am hotărât. După ce a făcut el toată scanarea și mi-a zis, da, uite, laptopul ăsta e, deși știam, dar am zis să-l las să-și facă treaba, mi-a detectat driverele și îmi apar mi-apare toată lista de drivere necesare pentru a funcționa acest laptop. După ce mi-am zăpăcit eu creierii, bineînțeles, căutând tot felul de tutoriale pe internet și, bineînțeles, că am dat peste tot felul de indieni cu engleza lor tipică sau atipică, de fapt, și am ascultat, am făcut toți pașii aia, tot nu apărea placa de rețea wireless. Ok, nu o să stau cu laptopul lângă mine și cu un fir băgat. Că nu, adică la un moment dat chiar mă întrebam dacă nu cumva poate nu are placă wireless. Și am zis, nu se poate, am verificat, am zis din nou, am intrat pe site, poate e o altă chestie, pentru că are Bluetooth. În principiu, instalați Windows-ul cu 30, 31, 35, 40 de lei, ceva de genul ăsta, dați pe o licență, pentru că în felul ăsta mi-a scanat și HP-ul fără absolut nicio problemă, mi-a detectat Windows-ul 10. De asemenea, am făcut update-uri la Windows fără absolut nicio problemă, am venit la zi cu toate, dar toată treaba, bineînțeles, era de la un driver pentru placa de rețea wireless. Și l-am găsit, deși inițial acest asistent HP, mă rog, cum îl denumesc ei aici, l-am întrebat, nene, mă ajut și pe mine, ce, mă rog, nu este un om, pur și simplu am apăsat pe un buton. Și am vrut să văd ce îmi zice el, am toate driverele, îmi spunea că sunt up to date, sunt toate la locul lor, să le las în pace. Ok, dar eu tot nu aveam wireless, ce mă fac, în fine. Long story short, cât pot eu de short, am găsit până la urmă driverul, l-am instalat manual ca să fiu eu sigură și am mai umblat pe aici pe acolo tot așa pentru anumite update-uri. Cel mai important, bineînțeles, Windows Update pentru securitate, pentru ca toate lucrurile să vă meargă pe un nivel optim și, bineînțeles, după aia driverele și, mă rog, dacă aveți un antivirus, deocamdată am ceea ce se cheamă Windows Security, mă rog, ce face el pe aici cu un firewall, cu toate cele, să zic că nu l-am mai băgat la încărcat. Și în mare cam atât. A, da, și ar mai fi partea asta de restart, pentru că unele update-uri și unele drivere, după ce, de fapt cam toate, după ce sunt instalate, necesită un restart. Și după fiecare restart veți vedea îmbunătățiri și îmbunătățiri și îmbunătățiri până va arăta ceva de genul ăsta. Aici sunt pe site-ul lor, pe HP. Mă rog, am verificat așa în mare dacă se aude, dacă se vede și tot așa. Merge, nici nu cred că trebuie să mai menționez, dar merge foarte, foarte bine. Bineînțeles că o să intru în acest moment pe canalul meu de YouTube, unde n-am mai postat de în acest moment vreo 9-10 zile. Deci urmează, dar pe asta o să-l vedeți probabil, cel mai probabil după un haul Lidl pe care, sincer să fiu, l-am filmat încă de weekendul trecut. Dar, cum spuneam, laptopul oricum dă de asemene de oboseală, dar pe lângă altele, de fapt, a fost o săptămână destul de încărcată din toate punctele de vedere, așa că nu am avut când, nu am avut starea necesară, nu m-am putut seta și nu m-am putut aduna, nu am putut gândi la toată treaba asta, așa că reluăm ușurel cu postatul de clipuri, dar, cum spuneam încă de la început, o să mă pregătesc intens și intensiv pentru Vlogmas, să facem să fie frumos. Așa cum spuneam, acum el arată destul de ok, în sensul că, mă rog, mi-am instalat Chrome, am toate chestiile importate, mă rog, sincronizate din Chrome-ul meu cel de toate zilele, așa că sunt toate semnele de net, să zic așa, că nu sunt, mă rog, ei le spun bookmark, deci semn de carte, dar nu este semn de carte, în fine, înțelegeți voi, dacă și voi folosiți chestiile astea, așa că cumva partea asta de internet, să zicem că am
am rezolvat-o, dar mai am o partiție de făcut, pentru că am făcut două, dar pe una n-am formatat-o, nu a primit nicio cifră, mă rog, literă, și va trebui să cumva să umblu din nou, dar mâine, pentru că în acest moment este ora 10 și este destul de târziu, mai am și altele de făcut, așa că n-o să zăbovesc asupra lui. Voiam să fac încheierea pentru vlogul ăsta, spunându-vă tot ce v-am spus până acum pe partea asta de tehnic. Vă las linkul în descriere ca să vedeți mai multe despre el, eventual un unboxing sau mai degrabă un review. Am văzut chiar acum, câteva minute înainte să pornesc camera, am văzut unul și părea destul de ok făcut de o tanti, de o doamnă, mă rog, nu știu de unde era, dar cred că o să vi-l linkuiesc în descriere ca să vedeți dacă vă interesează într-adevăr acel tip de unboxing și acel tip de review. Ceea ce am făcut a fost doar o prezentare, un update. Pe rând le voi lua și le voi introduce ori într-un anumit context, mă rog, o să vă dați seama pe parcurs despre ce va fi vorba, ori pur și simplu să vă vorbesc despre, într-un clip cu totul, ce mi-am luat, nu știu, încă nu m-am gândit, dar cert este că mai am niște, adică vreo două unboxing-uri în afară de ăsta, pe puțin. Și încă unul de filmat într-un anumit context, așa cum spuneam. Sper că v-am făcut curioși și curioase, așa că dacă n-ați dat subscribe încă, nu uitați să o faceți, pentru că ajută, creștem acolo comunitatea și consideră YouTube relevant tot ceea ce fac eu pe aici. Dacă considerați că merită, atunci puteți să dați și mai departe. Cum spuneam, mi-a plăcut, mi-a făcut mare plăcere să vă povestesc despre minunatul meu laptop, pentru că n-am mai cunoscut această senzație în ultimii mulți ani. Așa că să-l punem la treabă, să descărcăm, să edităm, să publicăm și să fie de bun augur, să ne țină la multe, multe clipuri de aici încolo. Nu uitați că mă găsiți și pe Instagram și o să ne revedem curând, curând, curând cu alte clipuri și apoi din decembrie la Vlogmas. Până data viitoare, nu uitați, rămâneți frumoși, frumoase și la trup, dar mai ales la suflet. V-am pupat! Pa, pa!